Așa că o să încercăm acum să vedem exact valorile și ce este important. Deci, din un an, dacă M ar fi chiar în A, cât ar fi unghiul deschizătura când M coincide cu A? Deci pentru 0 grade, deci când alfa este de 0 grade, noi, ca să găsim sinusul, trebuia să proiectăm pe M pe axa asta. Să vedem pe ăsta. Ăsta e sinusul. Când M este chiar aici, în A, unde e pe proiecția? În A, 0. 0. A, da, pe axa aia. Da. Deci, din perpendicular, ta e pe asta 0. De fapt, orice punct pe axa aici, și-o au integră cu 0. Da. Deci, o să spun că sin de 0 este 0, ca față. Da. Sinus. Dar cosinus în timpul ăsta. Păi dacă, nu? Nu, e O-A. E O-A. Sunt la cosinus acasă. Exact. Cea mai mare valoare o are cosinusul care este 1. 1. Era la 1. Când M este aici, chiar în A, deschizătura este de 0 grade. Și atunci, fiindcă sunt la cine? Sunt pe axa I și O. Y este 0 tot timpul. Dar Y era din ce am spus noi, e pe sinusul. Adică e locul 2. Sinusul este 0, înseamnă condiția asta. A fost 0. Dar cosinusul. Păi dacă sunt pe axa cosinusului la cosinus acasă, e maxim cosinus mare. Era asta. Era asta, 1. 1. Iată cum cosinus de 0 grade este 1. Sinus de 0 grade este 1, cosinus de 0 grade e 1. 1. Dar dacă memorezi, greșești. Că îți încurci. Însă cei care, din clipa asta, vor avea răbdare să urmează și le arăte acum, nu au voie niciodată. În mintea ta, tot timpul 0 grade, sunt la cine? Da. 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 Sunt la cosinus acasă și cosinusul acasă e raza chiar maximă. Și de ce este 1? Iar sinusul timpul ăsta este 0. Da, imediat vezi așa. Deci ai minte toată asta. La 30 de grade, imerăție, dar se-a urmat în greșeală lateral, ai dus perpendicular oblica la mijloc, dacă oblica la mijloc, cum asta era de 1, sinusul e bucata asta, e 1 pe 2. Deci la 30 de grade sinusul este 1 pe 2. Dar hai să facem și tangenta și cu tangenta. Tangenta e sin pe cos. Tangenta ce este? Sinus cu cos. 0 pe ceva, dar ce este 0? Tangenta pe 0 tot 0. Cât? Se poate împărți unul la rând. Eu și poate, nu se poate. Să știi că două bani ne suportam pe urmă. Cât tragi, domn profesor, cu voi? Asta e fantastic, de câte ori am ce stat. Nu se poate. Nu se poate. Iluți. Deci cu tangenta, iluți. La 30 de grade, sinusul 1 pe 2. Cosinusul radical din 3 pe 2. Că e pe tavra, radical din 3 pe 2. Și în interiorul tavra și totul este perfect. Sinusul e... Tangenta e sin pe cos. E sin pe cos și radical din 3. Deci vine sinusul 1 pe 2 supra radical din 3 pe 2. Facem un pe radical din 3. Sinus, tangenta? Da. Păi dacă e sin pe cos, da. Adică asta supra asta. Ăla supra asta, dar nu pe radical. Deci 2 cu 2 se duce. Se duce și era 1 pe radical. 1 pe radical. Corect. Mi-ați mai zis și face radical din 3 pe 3. 1 pe radical din 3, da. Da. Și cotangenta. Cotangenta este invers. Cum a fost 1 pe radical din 3, acum e radical din 3. Știi, am zis 1 pe radical din 3, de la 0 la 0. Cos pe sin. Sinul se face și 5. La 45 de grade, ne duce mai bine. Așa, uite cum ne jucăm. La 45 de grade înseamnă că mă duc unghiul în parcul ăsta de 90 de grade. În două. Nu așa? Da. Și eu mă să fie exact la mijlocul arcului. Și la mijlocul arcului trebuie să fie.
Aici este Iermo. Da. Și îndată duc proiect pe pericolara și găsesc aici Iermo. Triunghiul, deci când alfa e egal cu 45 de grade, triunghiul O, M, M1. Da. Triunghiul O, M, M1. Dreptunghi isoscel, da? Da. Dreptunghi isoscel. Și eu mă are 45 grade, eu are 45 și eu are tot asta. Sigur că da. Și atunci O, M1 este cosinusul. Așa vă gândim noi. O, M1 cosinusul. O, M1 egal cu cosinus de 45 grade. Și E1, M, cu cartea asta, că ar fi sinusul. O, M1. O, M1, nu. M1. M1, M. Da, M, M1. Da. Dacă le punem aici, da, cu cartea da, asta. Da. Și egal cu cât am zis, mai este sinusul. De 45. Sinusul e egal cu cosinusul. La aici, da. Deci, sin de 45, încă o observație, sin de 45 de grade, e egal cu cos de 45 de grade. Și nu se egal cu cosinusul. Da. Da. Și sinus egal cu cosinusul, notăm cu x, că nu știm cât este. Și atunci vine x pătrat plus x pătrat. Da. Lucrează. X pătrat plus x pătrat egal cu 1. Adică 2x pătrat egal cu 1. Adică x pătrat egal cu 1 pe 2. Adică x 1, 2, știți? Da, da, da. Minus radical de 2. Da, da, da. 1 radical de 2. Raționalizăm ce radical de 2. Iată că voi spune sinusul egal cu cosinusul egal cu radical din 2 pe 2. Nu? La 45 de grade sinusul egal cu cosinusul. Tangenta este simple cos. Tangenta este simple cos 1 și 1. Tangenta corect. Așa e de zic. Așa e de zic. Iată ce ne jucăm pe cel puțin în chestia asta. Asta îți rămâi definitiv cu tine. Da. Da. Să ajungi cel puțin acolo, te joci și faci o dată acasă jucătorul de exact, exact. Și înțelegi. Înțelegi perfect și înțelegi de ce valori este din așa. Deci 1 pe 2 radical 3 pe 2 radical 3 pe 2. Dacă memorezi așa, mecanic, s-ar putea să uiți. După un timp, noi ne lucrăm de mult cu valorile acestea și le amesteci. Iată cum s-a întâmplat acum, când am început să discutăm. Și de ce acum câte grade? La 60. 60 de grade. Adică am să urc, cum a fost în o treime, acum două treime. Deci eu am plecat din A, dar ajut în poziția asta. Aici este eu. Și unghiul pe care îl deschid este de câte grade? 60. 60. Și acum, iată, că triunghiul ăsta, ce fel de triunghi este? Este M-O. M-O-A. Ah, e echilateral. Echilateral. Și pe peninsula totul e echilateral. Deci. Este chiar la mijloc. Da, da. Și asta cât este? E cosinusul. Da, și urbitor. Asta, e motivul ăsta pe de. Exact. 60 de grade este urbitor. A spus cosinus? Cosinus, da, da. Cosinus trebuia să-l frumos, da. Urbitor. E cât sinusul de 30. Da, da, da. Cosinusul 60 pe sinusul 30. Și triunghi dreptunghi, de acolo spun pe și la parte 32. Și acum sin pe cos, adică radical din 3. Radical din 3. Da. Și invers și cos. Și sin 3 pe 3. Radical din 3 pe 3. Corect. Ia să-i dăm la 90 de grade. La 90 de grade? E mă în B. E mă ajunge tocmai în B. La cine sunt acasă acum? Asta e axa sinusului. Sinusul ăla e de 90. Sinusul de 90 va fi tocmai 1, că sunt la el acasă. Iar exact. Sinusul este 0. Zero. Pe perioada adică da. Chiar în centru. Deci sin de 90 de grade este 90 de grade este 1, iar cosinusul este 0. Tangenta sin pe cos. 0. Așa. Iar în față. Iar nu știu. Iar în fața mic. Nu se poate. Până mai jurat, nu ți-am zis. Nu ia temul, mă probleme. Are temul multă la în română și încă acolo. Da, dar eu insist că ți
este foarte tare chestia asta. N-ai voie să greșești nici măcar dacă mama din somn te trezește. Împărțirează, nu are rost. Mare atenție. Deci nu are rost. În momentul în care vezi tu, ca profesor, că 3 pe 0 egal cu... Nu vreau să scriu. Nu pot să scriu 0. Nu pot. Deci egal muzica asta. Egal pe ea. Seamnă prima dată. Da, nu. Da. Și niciodată nu se poate face împărțirea la 0. 0 pe 3 sau pe orice număr, egal cu 0. Pentru că am vorbit la Q când am discutat. Am zis, toate fracțiile din formă, nu te vede? Nu te vede. Și o lecție pe o fracție, imediat asigur că am întors să fie diferit de 0. Diferit de 0, corect. Și cotangenta? Și cotangenta cât este? Poți pe sine. Și poți? 0 la 1? 0. Da. 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 E 0. 0. Acum, se poate continua tot jocul ăsta, de când au 120 de grade. Adică mă duc peste 90 cu cât cu? Cu 30. Cu 30. Cu o treime și atunci de 120 de grade. La 120 de grade, când duc perpendiculară pentru a obține sinusul, asta este, e radical din... Cât este? Radicalul din 3 pe 2. Adică cât a fost la câte grade? Cât a fost la 60 și poate și la 8. Radical din 3 pe 2, da? Radical din 3 pe 2. Da. Deci, sigur, se radical din 3 pe 2. Pardon. Sinusul, da, e bine, da? Da, da. Radical din 3 pe 2. Iar cosinusul este 1 pe 2. Cosinusul este 1 pe 2, că... E jumătate din ea. Ai, minus 1 pe 2. Formidabil. Că partea stângă. În partea stângă. În plecată în partea stângă. Minus 1 pe 2. Nu mai e 1 pe 2. Dacă se poate ajuta. Nu știu. Da. Valoarea. E minus. Nu este minus. Și la teoriul triangulogenizat, m-a spus profesorul la clasă. Pătratul e latul egal cu suma pătratului celorlalte. Minus sau plus? Minus când unghiul mai mic decât... 90 grade. Și plus, ăsta e motivul. Că e cosinusul negativ. Și atunci minus, minus, da, da, minus cu minus face plus la mulțire. Și deci ăsta e motivul. Și acum ești foarte tare. Deci cosinusul de 120 grade, stai argumente să spui că este negativ. Pentru că mi-a picat corecția în partea stângă. Ori aici este pozitiv din partea asta, sunt de negativ. Da? Deci nu mecanic. Vreau să spun că cercul ăsta este cercul minunii. Dar se oferă posibilitatea să faci toate valorile fără să ai niciodată emoții. Tangenta e sin pe cos, adică ăsta cu ăsta, tangenta e negativă. Exact. Minus radical din 3. Da. Minus, cât vine? Minus radical din 3, nu? Da. Cât 2 cu 2 este 2. Așa. E asta? Da. Sin pe cos, da. Acum e cos de sin. Adică minus radical din 3 pe 3. Că ar trebui că raționalizăm. Și așa te poți să te juca. A 40 de grade. Sinusul este radical de 2 pe 2, dar cosinusul e minus radical de 2 pe 3. Da. Asta e sinusul. Da. Și cosinusul e în partea asta. A, deci, practic, îți face celălalt pozitiv, nu mai ai cu minus. O, cu minus, că pic în partea stângă. Exact. Da. Dar ca cel de la 45 grade, dar de fapt, pentru că pic în partea stângă, e cu minus în față. Sigur că da. Și la 120 nu era și sinusul minus? Băi, sinusul, bun. Uite, unde de mai la 120, sinusul, asta e, asta este. Ah, e bucata de proiecția, da, 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 da. E bucata asta, da, e pozitivă. Da, e pozitivă. A, că mă duc în partea asta altă. O să fie... Și sinusul este negativ și cosinusul. Și cosinusul. Și cadranul 3, când trec da. Peste 180 grade, da, există da. Minus și peste 180 grade, da? Da. Încep să văd sinusul. O să fie pozitiv. Și și. Da, da. Da. Deci, tot secretul ăsta este. Eu am vrut mai ales să-ți arăt aceste valori. Să mă duc până la cunoștințe și sigur am mușcat dincolo ideea, rămânând pentru tine, ca ai temă să le duci până la, te rotești până la 360 de grade. Adică, care ar fi unghiul mai departe. După 180 vine 210. Da. 130. 240. 200...
25, cred că. A pus mai întâi peste 180, 45. 45 peste 180. Da. Urmă vine 240. 270. Da. Cam ajuns aici. Da, da. Și 270, 30, 300, 315, 330 și urmă 360. Adică ca la zero. Facem acest tabel dintr-o nevoie de a înțelege bine fenomenul ăsta și pentru valoarea acestea importante și atunci o să fie un bun început pentru ce va însemna mâine trigonometria. Când vei ajunge la clasa nouă, mi se pare clasa noastră acum, și vei înțelege bine acest lucru. Deci, mai clar, am vrut să îți arăt valorile acestea. Care lucrați voi, de 30, de 40, de 60. Deci, așa. Și că memorarea îți joacă feste. Dar dacă tu ai înțeles că sinusul, asta e A, și asta e A, cosinusului, unii la 30 de grade au făcut proiecția de aia 1 pe 2, că e la mijloc, nu, în echilateral, și pe dacă și-am lipat toate acestea, din una, rămân lucruri definitive. Trebuie să spun că eu am învățat clasa 10 și când am învățat atunci, așa mi-am învățat toată viața. Așa de bine l-ați înțeles, așa de bine l-ați explicat profesorul Blanca. Nu, profesorul Blanca nu mi-a explicat nimic, l-am înțeles. Deci, în clasa 10 se făcea trigonometria pe vremea mea. Și s-a avut tot erau semestre pe timpul acela. Semestre erau? Sau trimestre? Trimestre, așa, așa. Trimestrul 2 și 2 am făcut trigonometrie. Și în vacanța de primăvară, într-una din duminici, nu știu ce mi-a venit mie, am zis, ia să văd eu, doar două săptămâni erau. Ia să văd eu ce știu eu la trigonometrie. Și când am uitat, am constatat că nu știam nimic. Deci nicio formulă. Profesorul meu nu demonstrat niciuna de formule. Doar atâta, am tași pe tare, nu știu formule, învățam, mi-am învățat așa cum știam să o fac, am memorat formulele celea. Dar memoria, după un timp, normal. Se șterge, să zicem, acolo zona aceea și atunci plângând, nu vă mint, plângând de furie și am stat și m-am dus la școală. Care vă motiv? Deci am pierdut două trimestre de aiurea și n-am ieșit toată ziua din casă. Am luat cartea și am demonstrat de două ori, o dată cu cartea, mergând pas cu pas. Și când am terminat de demonstrat o dată, m-am zis, fără tine, îl fac încă o dată. Dacă am înțeles, corect. Dacă am înțeles. Și dacă, așa cum am înțeles atunci, duminica aceea, așa am predat din fiecare etapă când am fost profesor. Clar că aia era soluția, dacă ați deci, înțeles. Deci asta, și așa comunic elevilor. Ori am văzut în marea majoritate a colegilor formule, set de formule, tăi, da. Sinusul sumei, diferențe, cum le-a cunoscut. Copii, vieții copii și se trezesc în mod direct rostul lor. Cum curg ele? Ei, eu am firul roșu. Cum anume acestea? Îți face repede un cerc și imediat... Da? Deci pentru valori importante. De aceea, mi-am amintit și te-am văzut pe tine vorbuind radical de 3 sau radical de 3 pe 3. Pentru că nu știa că tangenta este pe cos. Dar și asta a uitat. Știu că așa. Dar altfel imediat făcea. Cu tangenta e cos pe sine. Poate acestea să mă fie că vedeți bine. Bine cum. Hai să mai vedem o altă problemă. Ia o strâns care la mână, la română, are de mai mult. Nu o prind. Nu o prind. Că eu mai gândul la pe nu-i plâns. Am înțeles. Și când ți-e mintea la română, hai să dau și eu o chestie. Apropo de asta. Vede, în clasa așa, m-a sunat la telefonie zile trecute. Cine e mama? Și a spus așa, domnule, în clasa așa. Domnul profesor, vă rog frumos să îți spuneți care din numele următoare este mai mare. Și până mâine,
ne discutați, la pasă, dar vedeți cum puteți afla, că rămâne o problemă frumoasă. Deci numărul ăla este egal cu 1 supra 1008. 1 supra 1008. Plus 1 supra 1009. Nu știu mai departe cum la 1 supra 2012. Iar B este egal cu 1 pe 1 minus 1 pe 2 plus 1 pe 3 minus 1 pe 4 plus 1 pe 5 minus 1 pe 6 și așa mai departe, plus 1 puncte plus 1 pe 2011 minus 1 pe 2012. Care din aceste două numere mai mari? Dintre așa de? Primul. Dacă ar fost parte, spunea al doilea. Da. Adică ai spus primul din prima. L-ai scris, da? Da. Ne gândim la el, da? Da. Este o negresă foarte frumoasă. Da. M-am trezit sunat la Iași, la cineva. Abar n-am un copil în clasa a 7-a. Și-a spus, spuneți-mi care din ele mai mare. Și știți ce-am făcut mază, dar m-am întrebat, tu ce părere ai? Corect. El clasă pleacă. În fața ieșiților acesta și pentru mine era o novătate și eu cred că sunt egale. Și m-am gândit din el, că eu zic, cred că și pe ce argumente, pe ce bază pentru că sunt egale. Și a început să-mi spun acolo, apoi uite, e excepțional. Chiar cum încise un pic la el. Încise, da. Deci, de aici am observat ce lucru. El nu a venit pur și simplu nu știu, să facă regreșiți, să sunt pe profonai și să facă regreșiți. Nu. El a muncit acolo, avea o idee. Încercați. Și nu era sigur de reușită. Și asta este excepțional. Ele sunt egale, într-adevăr. Și cum anume, ca de fiecare dată, plec de la un edificiu mai mic, ca să dau seama. Deci, am să plec de la faptul că edificiul ăsta are o generalizare. Adică, el se poate arăta cu 1 minus 1 pe 2, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4, plus 1 pe 5, minus 1 pe 6, plus și mai departe cu punctul, plus 1 pe 2m minus 1, minus 1 pe 2m, egal cu 1 supra m plus 1, plus 1 supra m plus 2, plus și mai departe cu punctul, 1 supra 2m. Deci, aceasta este o identitate clasică în matematică, nu este o chestiune nouă. Da. Ce a făcut autorul? Știind-o pe asta, care se face în anii mai mari, să zic, acolo, pe baza unor chestiuni, o particularizat în 2012, deci o opri pe el la 1006, 1006. Și aici vine 1006 și cu 1007, da. Deci trebuia să pornește la 1007. Aici mai trebuia ceva. Da? Ai dat cu 1 supra, uite, dacă nu se va așa, când am dus, nu ai dat. Nu era de cauza asta, la 1007. Da. Că e mai plus 1. Până la 2 ori 1000, adică 2012, final, ca așa e, da? Și eu de ce am făcut eu? Ca să mă convingă elevul ăsta, avea o idee bună, am zis, pentru nu egal cu 2. Ce devine plusul ăsta? Înseamnă că dacă nu e 2, 2 ori 2, 4. Mă opresc aici, la 1 pe minus 1 pe 4. Adică până aici. 1 minus 1 pe 2, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4. 1 minus 1 pe 4, egal cu 1 pe, cât ar veni, 3, da. E plus 1, da. Plus 2, 4. Plus 1 pe 4, corect, 1 pe 3 și 1 pe 3, 1 pe 4, 1 pe 4 duc în stânga, e minus, echivalent. Vă spun că 1 minus 1 pe 2,
4, minus 1 per 4. No? E da minus 1 per 4, minus 1 per 4, corect. Da? Minus 1 per 4, egal cu 6. Și ce am însemnat? Și avem, va zice că 1 minus 1 pe 2 minus 2 pe 4, care înseamnă minus 1 pe 2, egal cu 0. E adevărat, într-adevăr, este clar că așa cum minus o jumătate și o jumătate face un trei, 1 minus 1 face 0. Foarte tare. Deci, când mă aflu în situații mai delicate și nu-mi dau seama, plec și patrimonizez. Da, da, cu asta, cu 2N, cu de unde copilul a muncit, a știut, e o chestie care... Nu, copilul nu mi-a dat-o asta. Ah. Eu am sesizat că face parte din negliciția asta. Mă gândeam, da. De ce Dumnezeu de bucă la școală chestia creativă, nu cum spune. Nu, casa a șaptea, nu. Da. Dar cel care confuse negliciția. De la așa a plecat. Știai de din asta. De la așa a plecat. O particularizat pe el, de la 2000, 6. Și eu și-am plecat de exercițiu. Tot a prima parte cu A, cealaltă cu B, și a dat scalii mai mari. Exact. Că era egal. Da? Așa a fost ideea. Și atunci ele nu se sesizează o chestie foarte frumoasă. Pentru noi egal cu 2. Pentru noi egal cu 3. El nu o simte chiar așa, deci să se particularizeze, dar merge pe o idee frumoasă. Ce face? Pe 3 egal cu 3, unde mă opresc eu? Ar veni 2 de 3, 6. Nu? Că 2 intră aici. 2 de 3, 6. Și atunci apare 1, minus 1 pe 2. Nu mai e dragă. Deci la să-i luat... Propun când îmi opărește, să știți. Nu se va bine cu, ca și cu furie, așa. Se, nu terminați odată, că am mintea mea în altă parte. Nu, din frumusețe ieșiți și prin clasa 7-a, mai 5 minute dacă merge, da? 1 minus 1 pe 2, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4, plus 1 pe 5, minus 1 pe 6, și mă opresc. De ce mă opresc în Miruna? Că nu e fi în 3, 2 ori 3, 6. Da? Din asta. Da, 2 ori 6, da. Să văd dacă este egal. Cu 1 supra. 1 supra. 4. Plus 1 pe 5. Plus 1 pe 6. Plus 1, da, corect. Atât de mă opresc. Da, 6 ne oprim, corect. Și văd 1 pe 5, 1 pe 5 se duce. Iar 1 pe 4 și 1 pe 6, care o strega. Deci da. Numai ce le pare rău. Aici corect. E foarte frumos. Deci rămâne ce echivalent? 1, 1 minus 1 pe 2, plus 1 pe 3, minus 1 pe 4, da. Minus 1 pe 6, și minus 1 pe 4, minus 1 pe 4, minus 1 pe 4, 6. Pe 6. Egal 0. Dar așa este minus 1 pe 4 și minus 1 pe 4, dar minus 2 pe 4. Da. Și minus 2 pe 6, da? Da. O să am echivalent cu 1, minus 1 pe 2, plus 1 pe 3, minus 2 pe 4, minus 1 pe 3, și minus 2 pe 3. Așa, care este 2 pe 6, care este 1 pe 3. Minus 1 pe 3, egal 1 pe 3. Numai bine asta, o poate pe asta de aici. Da. Iar m-am dus, minus 1 pe 3. Și iar, 1, da, 1 minus 1 e 1 pe 3. Excepțional. Ce e de observat? Că în dreapta vor dispare acei impari, iar par cele pare să ducă în stânga și fac treaba de două ori și atunci dau și omoară și pe cele care erau impari și încă nu s-au... Și când copilul nu știe în particularitatea asta, cum îl lucrează? Deci el aici, ca să... El spune, am sesizat. Tot așa, plecând de la cazuri mai mici, zice, când n-am putut să mă descurc așa cu numele mari. Și am văzut cum rămâne astea cu minus, așa ce spune aici. Și duse în stânga, ele se jumătățesc și omoară pe cele impare. Și astfel, zice, bine, cum am zis, dar eu când n-am putut să controlez totul până la 2012, am intuit că așa se întâmplă, mergând în câteva cazuri particulare, mai mici decât 2012, cum spuneam și eu mai devreme. Da, da, da. Ei, faptul că se duce așa, se sesizează egalitatea. Întâi și întâi trebuie să se sesizeze egalitatea în sfârșit. Da, la nivelul clasei a șaptea, trebuie să se sesizeze că numele A și B sunt
egală, da? Și când s-a adună 2012, da, mergi până acolo, și aici scăzut așa. Dacă mergi până la 2010-2008, deci trebuie să fie ultima dată numai numele pare acolo. Adică de tipul Dorian mai târziu, cum am vorbit. Dorian, asta, da. Dorian, da. Așa. Și acest lucru face frumoasă matematica, deci sesizând chestiuni de astea, de finețe în anumite relații și rămâne lecția de bază, că nu te poți discurca cu generala, cu situația generală, analizezi pentru un caz mai bine. Mici, da. Plasa îți folosește. Eu zic să ne oprim aici în urmă arde de rădare, să cea acolo. Nu, nu, Vă mulțumesc pentru vizionare!